Arhiepiscopia Tomisului a demarat o campanie de strângere de fonduri pentru refacerea acoperișului Palatului Arhiepiscopal. Cei care doresc să susțină financiar refacerea acoperișului sediului administrativ al Arhiepiscopiei Tomisului, distrus în incendiul din 16 octombrie, o pot face prin donații în contul Arhiepiscopiei. În mesaj este menționat și contul în care se pot face donații, dar și codul fiscal al instituției, iar enoriașii vor să dea o mână de ajutor. Asta sunteți dispus să ajutați? Da. O sumă modică, puțin câte puțin, să face mult, dar și cu puțin ajutor de la creștini, pentru că toată lumea vine și se roagă, toți avem mormântări, botezuri, nunți. Donez, sigur că da. Donez pentru că sunt constanțean și mă doare sufletul. Păi am donat totdeauna pentru... În general dau pentru copiii bolnavi, dar dau și pentru biserică dacă vor cere și sunt convinsă că cer. Merită să ajutăm. Ne-am repezit noi să ajutăm... Asta, Notre Dame, și nu să reparăm o clădire de-a noastră. De cealaltă parte, city managerul municipiului Constanța, Felicia Ovanesian, a spus că nu îi se pare etic să ofere bani pentru ceva ce nu a fost autorizat, aceasta precizând că podul Palatului Arhiepiscopal nu avea autorizație de construire. Vi se pare etic să dau bani să se refacă ceva ce n-a fost niciodată autorizat? Nu. Dar vorbesc din perspectiva Felicia Ovanesian, nu al autorității locale, nu al... administrației locale. Mie nu mi se pare etic să dau bani să refac ceva ce n-a fost niciodată autorizat. Dovadă, ce se întâmplă cu lucrările neautorizate. Sâmbătă noapte, podul Palatului Arhiepiscopal, care se afla în centrul vechi al orașului Constanța, a fost cuprins de flăcări și distrus în totalitate. 100 de pompieri s-au luptat pentru stingerea incendiului într-o misiune îngreunată de vânt și materialele ușor inflamabile din care a fost ridicată construcția. În podul clădirii fusese amenajate mai multe chilii în care locuiau preoți și călugări. Cauza incendiului ar fi fost o lumânare lăsată aprinsă, iar pagubele materiale sunt însemnate.